Schimburile comerciale cu produse agroalimentare dintre România și Iordania și modalități pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale în acest domeniu au fost subiectele întâlnirii dintre ministrul Agriculturii și ambasadorul la București al Regatului Hașemit. Cu alte cuvinte, se întrebă noi oportunități pentru exporturile agricole ale României, oportunități care vor oferi noi piețe de desfacere, dar și creșterea afacerilor cu produse agroalimentare. Dintre produsele importate de Iordania din România, o pondere însemnată o au cerealele, grâu și orz, în timp ce exporturile Iordaniei sunt reprezentate de fosfați și sezonieri de fructe și legume. Fapt pentru care se acordă o importanță deosebită relației România-Iordania din punctul de vedere al agriculturii. Importul de legume și fructe din Iordania se realizează în special iarna când producția autohtonă este mai redusă. Totodată, ministrul Adrian Oros a subliniat că țara noastră are o tradiție renumită în ceea ce privește creșterea ovinelor și ținând cont de calitatea cărnii de oaie din România, există premisele creșterii exporturilor de animale vii cu destinația Iordania. La această dată, România exportă cele mai multe cereale dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. De altfel, țara noastră se află pe primul loc în ceea ce privește exportul de grâu și de porumb. Anul trecut, România a reușit să exporte mai mult decât Franța și Germania, țări ce au ocupat în 2018 primele două locuri în rândul producătorilor de cereale din Uniunea Europeană. Partea română a subliniat că relațiile română iordaniene sunt importante din punct de vedere al agriculturii, fiind necesare demersuri pentru o îmbunătățire a acestora, și și-a exprimat dorința de a întreprinde acțiuni concrete pentru menținerea și creșterea schimburilor comerciale în beneficiul ambelor țări. Astfel s-a pus în discuție identificarea unor modalități de a pune în contact companiile din România și Iordania pentru stabilirea unor relații economice viitoare.